Sucevița, cu peisajele ei fermecătoare de toamnă și atmosfera liniștită, atrage turiști din toate colțurile țării. Oamenii aleg să-și petreacă concediile în această zonă datorită ospitalității bucovinenilor, a cadrelor pitorești și nu în ultimul rând datorită mănăstirilor. Într-o scurtă vizită la mănăstirea Sucevița, colegii noștri au întâlnit vizitatori din Timișoara, Iași, Constanța, București, chiar și din Bucovina de Nord, regiunea Cernăuți. În pelerinaje organizate sau alături de familii, aceștia vizitează fiecare mănăstire din zonă și se bucură de timpul de calitate petrecut în Bucovina, cu gândul de a reveni cât mai curând pe aceste meleaguri. De unde sunteți? De la Timișoara. Și cu ce ocazie prin Bucovina? Un pelerinaj scurt, așa, în familie. Ce v-a impresionat cel mai mult? Toată Bucovina, e o zonă extraordinară. Vine aici cu mare drașie 3 ori pe an. Ce ați vizitat până acum? Am vizitat, am fost la Schitura Răului, am fost la acoperimentul Maicii Domnului, unde e Biserica Sfântului Teodosie la Constanța, am fost la Moldovița, acum am fost la Sucevița, urmează să mergem la Pună, la Schitul Pune, acolo, sau cum zice, dincolo de Pună, după ne întoarcem la Voroneț, Gura Humorului. Aveți de gând să reveniți și să vă mai faceți vacanță aici? Tot timpul, tot timpul. Fără Dumnezeu nu se poate. Vremurile care le trăim acum cu războaie, cu atâtea mișcări care sunt pe pământ, numai credința Dumnezeu ne mai poate scăpa. În rest nimic, vă spun eu. Ați venit. Ați venit. Suntem la Ucraina de la Cernăuți. Și cu ce ocazie pe la noi? Am venit să vedem frumușața. Vă place în Bucovina? Da, frumos. Noi tot din Bucovina suntem. Da? Da, numai din altă parte. Mai aveți de gând să reveniți, să ne vizitați? La noi sunt în grupă care de-am o câteva ori au fost aici, nu prima dată. Am fost la mănăstire la Putna. La Ștefan cel Mare. În ce zonă sunteți veniți? Din București și Constanța. Și cu ce ocazie pe la noi prin Bucovina? Să vizităm mănăstirile. Vă place? Sunteți impresionați? Da. Revenim cu plăcere. Mai reveniți? Da. Din zona Iașului suntem. Ce ocazie pe la noi prin Bucovina? La dumneavoastră am venit pentru o conferință. Este o conferință medicală la Popas Bucovina și cu ocazia asta am trecut și pe la mănăstiri. Ce v-a impresionat cel mai mult în Bucovina? Ne impresionează în primul rând atmosfera locului. Oamenii care sunt calzi, primitori, peisajele care sunt superbe. Vă propuneți să mai reveniți? Revenim în fiecare an. Venim de mult timp și revenim în fiecare an.